Furturile din gospodării au îngrozit pe localnicii dintr-o comună dâmbovițeană. Oamenii sunt terorizați de o familie de romi mutată de curând în sat. Aceștia fură tot ce le pică în mână, de la unelte de grădinărit, la cazane de țuică sau chiar păsări. Sătenii sunt hotărâți să-i alunge din comunitate. Dacă autoritățile nu vor lua măsuri, sătenii spun că își vor face singuri dreptate. Au avut ani întregi de liniște în care nu s-au întâmplat spargeri sau furturi în comună. Acum însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Săptămâna trecută, 7 gospodării au fost prădate de hoți. Au furat tot ce au găsit prin curțile oamenilor. Două radiatoare de aici, dar le-am abandonat acolo. Astea sunt radiatoarele, unul l-a spart, acesta e spart. Nu am ce mai face cu el. Cum mi-a picat lor de mână. Mi-a furat o drujbă, o singură drujbă, avea mai multe scurepa și probabil nu le-a văzut. Aparatul de sudură era pus cu un cărucior. Cablu nu, trusa de scule nu. Sătenii păgubiți nu au rămas doar fără uneltele din gospodărie, ci și fără păsări. De acolo mi-a luat găinile. A, v-a furat și găini? Da, și găinile de acolo. N-a mai rămas niciuna. Cei mai mulți dintre localnici se tem că hoții vor lovi din nou. Dacă polițiștii nu vor lua măsuri, sătenii sunt hotărâți să se ducă peste hoți pentru a-și face singuri dreptate. Stai cu frică, eu intră peste tine în casă. Am pus lacăte, dar lacătul pentru hoți este egal cu zi. Dacă nu, foc la casă și cu asta basta, că altceva nu se poate. Trebuie să ieșim ca la Giurgiu, ca la Valentin. Polițiștii i-au identificat pe făptași și au deschis dosare penale pe numele lor.